Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară și un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului acelui era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul lui Naomi, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei, amândoi, și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit, și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns. Și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș trage nădejde că în noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis către Rut, iată cum nată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei, întoarce-te și tu după cum nată ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau, Naomi este aceasta. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi Mara. Că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De ce s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului, Naomi cu nora sa Rut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Studiem împreună cu ajutorul lui Dumnezeu Cartea Rut. Tema săptămânii este Dumnezeu îți oferă viitor și speranță, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea ta. Studiem împreună această temă extraordinară a Scripturii, această făgăduință a lui Dumnezeu din Cartea Rut. Și ca să putem înțelege unde suntem toți cei prezenți, îngăduiți-mi să vă întreb câți dintre cei prezenți ați fost în fiecare seară? Mâna sus! Să vă binecuvinteze Dumnezeu! Cei care sunteți în săptămâna aceasta prima dată, mâna sus cei care ați venit seara asta prima dată, dintre toți cei care sunteți aici, să vă binecuvinteze Dumnezeu! Ne-am uitat în Cartea Rut să înțelegem cum anume oferă Dumnezeu viitor și speranță. Pentru că este o făgăduință a lui Dumnezeu, o promisiune, din Cartea Profetului Ieremia, capitolul 29, versetele 11 la 13. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace
și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde sau o speranță. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Este cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, din care înțelegem că Dumnezeu are viitor și speranță pentru fiecare om care se naște pe fața pământului. Ne-am uitat în cartea Rut să vedem cum anume lucrează Dumnezeu când oferă viitor și speranță. Și în primele versete din cartea Rut este prezentată o familie care s-a născut în poporul lui Dumnezeu, în Țara Sfântă, a intrat în legământ cu Dumnezeul care dă viitor și speranță, dar în vremea aceea oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Și datorită păcatelor lor, în baza legământului, Dumnezeu n-a mai dat belșug în țară și a venit foametea. Foametea era un semnal de alarmă. Dumnezeu îi avertizează că se duc pe o cale rea și e vremea întoarcerii. Foametea este chemarea lui Dumnezeu înapoi la legământ. Dar o familie, în loc să se pocăiască, au hotărât că se descurcă fără Dumnezeu și fără pocăință. Așa că s-au uitat în jur să vadă în care țară este belșug. Și au descoperit că în țara Moabului este bunăstare, așa că au hotărât să plece în țara Moabului, departe de fața lui Dumnezeu și fără pocăință. Așa cred oamenii că se pot descurca fără Dumnezeu, că își pot asigura viitor și speranță prin resursele lor și prin relațiile lor. Ajunși în țara Moabului, și-au stabilit domiciliul acolo. Elimelec, soțul și tata, al cărui nume înseamnă Dumnezeu este împărat. Frumos nume. Numai că viața lui nu este în concordanță cu numele. El se comportă de parcă el însuși ar fi împărat, nu Dumnezeu. Își ia viața în propriile mâini și își duce și familia împreună cu el. Soția lui se numește Naomi, care înseamnă plăcută sau dulce. Și pleacă și ea împreună cu soțul. Au și doi copii cu probleme de sănătate. Primul se numește Mahlon, care înseamnă bolnăvicios. Cine și-ar pune nume la copil, s-a născut un copil, cum îl cheamă? Bolnăviciosul. Dar în vremea aceea în Israel, numele era în funcție de starea copilului sau de situația prin care trecea familia. Se naște al doilea copil și îi pun numele Chilion, care înseamnă ofilitul sau muribundul. Vă imaginați ce nume de copii? Ca și când în vremea noastră cineva ar zice, dăm nume la copil, la unui dăm nume COVID-ul și la celălalt Ebola. Și te duci la școală și cum te cheamă? Cu tare COVID-ul. Deci, în vremea aceea dădeau nume în felul acesta ca să lege de inima copilului și a celor care vor interacționa cu el ce s-a întâmplat când s-au născut. Ajung în țara Moabului. Convinși că au viitor și speranță. Și la câteva vreme lovește prima tragedie. Moare Elimelec. Moare soțul și tata. Moare departe de Dumnezeu, moare într-o țară păgână, este îngropat într-o țară păgână și rămâne soția văduvă cu doi copii. Își căsătorește copiii în țara Moabului, în lume. Una dintre nurori se numește Orpa. Comentatorii dezbat cum s-ar traduce Orpa. Unii spun că ar fi gazelă, alții spun că ar fi încăpățânată, alții spun Orpa înseamnă grumaz, dar partea din spatea grumazului, ceafa. De acolo e și viitorul cuvânt când se vedea, ceafa. Rut se traduce cu prietenă sau credincioșie. Se căsătoresc cu cele două fete.
Și ai zice că au trecut printr-o tragedie, dar au totuși viitor. S-au căsătorit copiii, căsătoriți în lume. Și vine tragedia următoare. Amândoi copiii mor. Rămâne mama, văduvă și orfană, fără copii. Rămân cele două nurori, rămân văduve. Sunt într-o țară străină, într-o vreme în care viitorul oricărei familii era asigurat dacă ai bărbat și dacă ai copii. Dacă n-ai bărbat, dacă n-ai soț, dacă n-ai copii, n-ai niciun viitor. Numele și moștenirea trece de la soț la primul născut. Numele trece de la soț la primul născut. Dacă n-ai soț și n-ai copii, nu mai ai cum să dai moștenirea și nu mai ai cine să-ți poarte numele. Și Naomi cu cele două nurori rămân într-o țară străină, fără soț, fără asigurare, fără venit, fără viitor, fără speranță, și ajung la capătul drumului. Vă rog să vă imaginați pe Naomi, a plecat cu speranța că acolo va avea viitor pentru copiii ei. Și îi vizitează la cimitir. Și plânge la trei morminte. Și totul se năruie. Și în vremea aceea, din cer de la Dumnezeu, un trecător, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să meargă pe acolo, transmite următoarea veste. În Betleem, în țara lui Iuda, se întâmplă ceva nemaipomenit. Dumnezeu cercetează locul acela, Dumnezeu îi binecuvintează, Dumnezeu le dă pâine, le dă belșug. Naomi a plecat de acolo crezând că nu-i viitor. Și află acum că tocmai acolo de unde a plecat, acolo e viitorul, acasă. Că e din poporul lui Dumnezeu și este din Betleem. Vestea aceasta îi aprinde o lumină în suflet. Lumina aceasta dă naștere la speranță. Dacă acolo Dumnezeu se îndură, dacă acolo Dumnezeu dă binecuvântarea, ce caut eu aici? Și Naomi hotărăște să se întoarcă acasă. Hotărârea ei, vestea aceea, este atât de eficientă încât și cele două nurori ale ei spun, dacă așa stau lucrurile, venim și noi cu tine. Și se ridică toate trei să plece cu necazurile lor, cu poverile, cu rănile, cu durerile lor, pleacă înspre țara făgăduinței. Frumoasă decizie. Și am văzut în serile trecute că imaginea aceasta îi reprezintă pe noi, oamenii care ne-am născut, binecuvântați de Dumnezeu cu viață, binecuvântați de Dumnezeu cu viitor și speranță, și apoi într-o zi ne întoarcem spatele și plecăm. Ne ducem în lumea fără Dumnezeu, crezând că acolo e viitor și speranță. Și Dumnezeu ne trimite mereu, mereu semnale de avertisment și trimite cel mai frumos mesaj prin Fiul Său, prin Iisus Hristos Domnul. Doar în Dumnezeu este viitor și speranță. Și ne-am uitat la Naomi și la cele două nurori ale ei, pornind înspre țara făgăduinței, la gândurile negre care au frământat-o pe Naomi pe toată durata călătoriei. 7 zile sau 10 zile, durata călătoriei este frământată. Oare ce ne așteaptă? Ne-am uitat la toate necazurile, la toate frământările, la încercarea ei de a le întoarce pe cele două nurori, să plece înapoi în lume, să nu vină cu ea. Pentru că măcinată de gânduri negre, avea impresia că în țara făgăduinței nu este viitor nici pentru ea, nici pentru nurorile ei. Că ar fi mai bine să se ducă în țară păgână, că acolo ar avea mai multe șanse. Și este frământare și frământare și una dintre nurori, Orpa, se întoarce și pleacă în Moab. Rut rămâne lângă ea. Și pleacă amândouă. Călătorie grea. Undeva între 75 și 100 de kilometri, parcurs pe jos. Vreme grea, drumurile sunt periculoase. Două femei neajutorate, două femei necăjite pornesc la drum. Și în seara aceasta ajungem la punctul la care Naomi cu Rut se apropie de casă.
Și Dumnezeu le oferă viitor și speranță. Dar nu toți oamenii văd viitorul pe care îl oferă Dumnezeu. Nu toți oamenii văd binecuvântările pe care Dumnezeu le așează înaintea lor. Se întâmplă ceva de nu văd. Dintre cei care văd, nu toți înțeleg. Nu înțeleg ce înseamnă viitor și speranță cu Dumnezeu. Și dintre cei care văd, înțeleg, nu toți acceptă ce le dă Dumnezeu. De aceea, darul lui Dumnezeu este însoțit de responsabilitatea noastră. Darul lui Dumnezeu este totdeauna față în față cu responsabilitatea mea de a accepta sau de a refuza ce îmi dă Dumnezeu. Dar de ce nu văd unii oameni viitorul și speranța pe care le dă Dumnezeu? Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 4, și dacă Evanghelia noastră este ascunsă, este ascunsă pentru aceia a căror minte a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă lumina Evangheliei, strălucirea ei pe fața lui Iisus Hristos. În această lucrare a lui Dumnezeu de a ne da viitor și speranță, este un atac a celui rău să-ți întunece orizontul. Speranța este lumina sufletului. Și cel rău vrea să-ți întunece mintea să nu vezi. Și când nu vezi, e greu de înaintat. Când nu vezi, e greu de înaintat. Când nu mai vezi lumina, îți vine greu de tot. În urmă cu ani de zile, fiind în Statele Unite cu Delia, după o călătorie destul de obositoare, un om de afaceri american s-a milostivit și a spus: uite, vă dau eu câteva zile să vă odihniți, avem noi o casă de vacanță undeva în munții statului Tennessee. Vă dau mașină, vă dau cheia de la casa noastră de vacanță și vă duceți acolo. Ne-am bucurat de ofertă, am luat mașina, am luat cheile și am plecat undeva după masa, pe la ora 4, înspre munții Tennessee. Înainte de vremea în care era navigație, GPS. Ne-am notat noi pe hârtie unde ar trebui să luăm la dreapta, unde la stânga, la ce intersecție, și am pornit la drum. Pe la 7 seara s-a întunecat și s-a întunecat beznă. Și când am intrat în munți, nu mai era nici lumină stradală. Încotro să te duci? Doi români în munții din America. Noapte, beznă și încotro să te duci? E greu să mergi când nu vezi, așa-i? O să vă spun altă dată ce s-a întâmplat. Faptul că suntem acasă înseamnă că n-am rămas pe acolo. Dar ideea este că atunci când ți se întunecă înaintea ochilor, nu mai vezi. Și noi zicem, nu mai văd nicio lumină la orizont. Se întunecă orizontul. Ce este orizontul? Din punct de vedere fizic, orizontul este definit așa. Linia aparentă care separă... Elevii și studenții, ce separă? Cerul de pământ. Orizontul este linia aceea la distanță care separă cerul de pământ. Este o linie aparentă. Alții spun, nu-i prea bună, fericită definiția aceasta, ci ar suna mai bine să spunem că orizontul este linia care reprezintă intersecția aparentă dintre cer și pământ. Că acolo, la orizont, ți se pare că se întâlnesc cerul și pământul. Alții au zis, nici asta nu ne ajută prea mult, așa că au definit orizontul limita până la care ajunge vederea noastră. Orizontul este limita până la care ajunge vederea noastră. Dar este și un orizont spiritual. Orizontul spiritual este linia până la care ajunge încrederea noastră în Dumnezeu. Orizontul spiritual este linia până la care ajunge încrederea noastră în Dumnezeu. Când ai ajuns la limita aceea și spui, de aici încolo nu mai am încredere în Dumnezeu, acolo se întunecă orizontul. Acolo sufletul intră în întuneric.
Pentru Naomi s-a întunecat orizontul când i-a murit soțul și i-au murit copiii. Ți s-a întunecat orizontul? Până unde vezi? Până unde este linia aceea în care ai putea merge cu Dumnezeu și spui, mă bizui pe Dumnezeu și mă duc cu El? Primește o veste. Primește o veste că Dumnezeu lucrează nemaipomenit în țara ei. Vestea aceasta îi aprinde o lumină și dintr-o dată îi mărește orizontul. Dintr-o dată Naomi pornește pentru că la orizont e o lumină. Știi ce înseamnă să vezi luminița de la capătul tunelului? Unii zic, ferească Dumnezeu să nu fie trenul care vine în direcție inversă. Luminița de la capătul tunelului este luminița aceea care la orizont îți spune că e ceva. Și Naomi primește o veste care îi aprinde sufletul, îi lărgește orizontul și pornește la drum. Pornind la drum spre țara făgăduinței, pe drum asaltată de gânduri negre, orizontul începe să fie încețoșat. Orizontul nu mai este limpede, are tot felul de gânduri. Nu-l mai vede limpede pe Dumnezeul care i-a prins luminița. Nu mai vede limpede poporul ales al lui Dumnezeu, nu mai vede limpede țara făgăduinței. Și totuși își continuă drumul. Cu toate aceste frământări și apăsări, își continuă drumul și în seara aceasta deschideți Bibliile. La Rut, capitolul 1. Rut ajunge în fața porții cetății Betleem. Rut ajunge, au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Vă rog să vă imaginați. În urmă cu 10 ani, Rut împreună cu soțul și cu cei doi copii au plecat din Betleem. Se întoarce după 10 ani. O năpădesc amintirile. Și aduce aminte că în urmă cu 10 ani a plecat cu copiii de mână. În urmă cu 10 ani era cu soțul. Au ieșit pe poarta Betleemului și erau toți patru. Și aveau și bani de drum. Și aveau și bani de cheltuială. Spune-i mai târziu, eram în belșug. Te năpădesc câteodată amintirile. Vin câteodată amintirile acelea, cum a fost atunci? După 10 ani de zile, e în fața porții cetății. Nu mai are soț, nu mai are copii. E săracă lipită pământului, e cu mâinile goale. Spune ea că anii care au trecut au și îmbătrânit-o. Eu sunt prea bătrână ca să mă mai căsătoresc. Este în fața cetății și este frântă și este zdrobită. Dar e cetatea, e casa. De acolo a plecat. Vă puteți imagina durerea ei? Frământările acelea. O să intru în cetate. Oare cum o să fie? Și Biblia spune, au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și au intrat în Betleem. Cum au intrat? Cum ai intrat când te întorci înfrânt și zdrobit și te întorci atât de apăsat, cu atâtea amintiri și cu atâtea dureri? Cum ai vrea să intri în cetate? Cum ai vrea să te întorci acasă? Așa că ai vrea să intri noaptea când nu te vede nimeni? Așa că ai vrea să nu fie nimeni pe stradă când te întorci? Numai că Betleemul este o cetate înconjurată cu ziduri, o cetate fortificată și în cetate se intră pe o singură poartă. Și vom vedea când ajungem în capitolul 4, duminică seara, că poarta cetății este centru civic și administrativ a cetății. Acolo sunt oamenii,
acolo sunt bătrânii, conducătorii cetății, acolo sunt toți oamenii care au ceva de rezolvat la centrul administrativ. Se poate intra numai ziua, că noaptea poarta este închisă. Vă puteți imagina Naomi și Rut, istovite de călătorie. Au călătorit pe jos pentru că spune ea, am venit cu mâinile goale. Asta înseamnă că n-a venit cu mijloc de locomoție, de transport. Obosite de călătorie, săraci lipite pământului, intră în cetate, ai vrea să te vadă lumea așa? Ce ziceți? Ai vrea să te vadă? Nu știu exact dacă s-a uitat cu capul în pământ sau dacă s-a uitat așa fix în față și au mers robotic. Dar ce ne spune Biblia este că toată cetatea s-a pus în mișcare. Vestea s-a dus ca vântul în toată cetatea. Vin două femei. Și oamenii ies în stradă. Ies în stradă și bărbați, ies în stradă și femei. Acum e mare diferență între bărbați și femei. Pentru că bărbații, de felul lor, se uită, dacă nu e nimic interesant, se duc mai departe la lor. Dar femeile sunt, cum sunt femeile? Curioase. Așa au fost și atunci. Vin două femei. Arată jalnic. Oare cine or fi? Și vă rog să vă uitați la reacția femeilor. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, ce ziceau femeile? Zice, surorile, ce ziceau femeile? Naomi este aceasta. Acum, cum interpretăm această vorbă a femeilor? Naomi este aceasta. Poate avea două sensuri. Vă spun sensurile și să vă întreb care credeți că a avut loc acolo. Primul sens este sensul de bucurie. Naomi, tu ești! Naomi, ce mă bucur! Mi se întâmplă uneori să fiu în călătorii la biserici în alte țări și câte cineva care m-a cunoscut din anii de dinainte se uită la mine și numai la asta nu se aștepta să mă întâlnească și spun, frate Paul, dumneavoastră sunteți. Întrebarea are sens de bucurie, așa-i? Bănuiesc. Dar este sensul celălalt. Naomi, tu ești. Naomi, în halul acesta arăți. Naomi, nici nu te-aș fi cunoscut. Naomi, tu ești așa? Care credeți că este sensul pe care l-au avut vorbele femeilor din Betleem? Sunteți cele mai alese surori cu pricepere biblică. Să vă binecuvinteze Domnul. Naomi, tu ești? Așa ai ajuns! În halul acesta ești? Te-ai bucurat de asemenea primire acasă? Te-ai bucurat după ani de zile? Când te întâlnești, să spună, da, așa arăți. Eu cântare, cei mai în vârstă o știu, cântarea zice, mă uit la tine, tu ești oare? Ți-e haina plină de pământ? Ți-e sufletul mânjit și frânt? Abia poți merge pe picioare. E o cântare care poartă un mesaj. Mă uit la tine după atâția ani în lume, după atâția ani pe calea păcatului a Moabului. Moab, lasă urme! Naomi, tu ești? Și Naomi intră în cetate cu mâinile goale. Intră în cetate cu mâinile goale și cu sufletul sfâșiat. Intră în cetate și spune, la plecare eram fericită și în belșug. Plecarea a fost mai frumoasă decât întoarcerea este în mintea ei. O, dacă aș fi cum am fost la plecare. Dar când ai plecat cu toate binecuvântările lui Dumnezeu, te-ai dus în lume, lumea nu ți-adaugă, lumea ți ia.
Când fiul risipitor a plecat de acasă, a plecat cu tot ce i-a luat de la tata. Când s-a întors înapoi, cu ce s-a întors? Cu zdrențe. S-a întors în zdrențe. S-a întors mirosind a lume murdară. S-a întors cu viața ruinată. E cu mâinile goale. Dar vă rog să rețineți ceva. Naomi este cu sufletul plin. Plin de ce? Din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii vorbește gura. La reacția femeilor, Naomi, tu ești în harul acesta? Naomi dă drumul la ceea ce este în sufletul ei. Și Naomi spune, nu mai îmi ziceți Naomi, ci ziceți-mi Mara, amărăciune. Nu mai îmi ziceți plăcută, ziceți-mi amărăciune. Naomi dă drumul la inimă și sufletul ei este plin de amărăciune. Așa spune ea, cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Ce este amărăciunea? Ce credeți că este amărăciunea? Amărăciunea este o stare sufletească, otrăvitoare, chinuitoare, acompaniată de sentimentul că ai fost nedreptățit, că nu meritai ce s-a întâmplat, ești nemulțumit, ești revoltat, te doare ce s-a întâmplat și ai sentimentul că toate acestea au venit fără să le meriți, cineva te-a nedreptățit. E un sentiment de profundă nemulțumire. E un sentiment apăsător. E un sentiment care se naște din faptul că te uiți la toate lucrurile care s-au întâmplat și spui, dar e nedrept ce s-a întâmplat. E nedrept. Și sentimentul acela de nedreptate, de nemulțumire, sentimentul acela că ai fost apăsat și lovit și că suferi toate acestea, îți dă o stare atât de chinuitoare încât asta frămânți toată ziua. Numai la asta te gândești. Omul prins de amărăciune este un om cu mintea incendiată de gândurile acestea și tot repetă ce s-a întâmplat și nemulțumirea și este tot mai revoltat împotriva celui care i-a pricinuit durerea și amărăciunea. Devine suspicios. Are impresia că dacă nu spui ce îi place să audă, îl lovești și l-apeși. Are impresia că ești de partea celui care l-a nedreptățit și simte nevoia să fie caustic și să te atace. Simte mereu nevoia să se justifice că ceea ce s-a întâmplat este pe nemeritat. Este tot timpul frământat și nemulțumit. Naomi spune, sufletul meu este plin de amărăciune. Acum amărăciunea te otrăvește pe tine și otrăvește pe cei din jur. De ce spune epistola către evrei să ne ferim ca nu cumva să dea așa vreun lăstar de amărăciune care să întineze, să otrăvească? Ați întâlnit oameni amari, așa plini de amărăciune? Ați întâlnit oameni? Vă rog să nu ridicați mâna. E plăcut să stai cu oameni amari? Cu oamenii aceștia mereu nemulțumiți, mereu frământați, mereu cu sentimentul că cineva le-a făcut rău și nu mai pot să scape de asta. Naomi crede că Dumnezeu este cel care a nedreptățit-o. În versetul 13 le spune celor două înurări, sunt mult mai amară decât voi, mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Știți ce le spune femeilor din Betleem? Sunt așa cum sunt. Că nu mai sunt cum am fost la plecare. Că nu mai sunt Naomi cea frumoasă, plăcută și înstărită. Ci sunt o Naomi îmbătrânită și săracă și sunt atât de respingătoare, nu din pricina mea. Din pricina cui? Cine-i de vină pentru starea mea? Ce ziceți? Pe cine dă vina Naomi?
pe Dumnezeu. Dumnezeu e de vină. Naomi spune, sunt așa nu pentru că eu sunt o falimentară, nu pentru că eu am mers și am dat cu capul de zid, sunt așa pentru că Dumnezeu m-a nedreptățit. Ai avut vreodată sentimentul că Dumnezeu te-a nedreptățit? Ai avut vreodată sentimentul că Dumnezeu s-a purtat cu tine nedrept și suferința pe care o ai este din pricina Lui? Acum, frați și surori, suferințele vin din multe cauze. Uneori suferințele vin ca rezultat a faptului că suntem atacați de cel rău, ca și Iov. Iov n-a păcătuit, este atacat de cel rău. Și atacul cel rău permis de Dumnezeu scoate la iveală credincioșia lui Iov și slava lui Dumnezeu. Alteori spune Apostolul Petru, încercarea credinței voastre cu mult mai de preț decât aurul, și care totuși este cercat în foc. Dar alteori suferința vine din pricina păcatului, a neascultării. Cine a călcat legământul în urmă cu 10 ani? Cine a plecat din poporul lui Dumnezeu? Cine a întors spatele lui Dumnezeu? Cine a decis să plece în lume în urmă cu 10 ani? Cine a decis? Elimelec, Naomi, Mahlon și Chilion. Decizia de a merge în lume este a lor. Consecințele deciziilor lor sunt responsabilitatea lor, pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Naomi este nemulțumită de Dumnezeu, are impresia că Dumnezeu este cel care o nedreptățește. Și apoi, în capitolul 1, versetul 19, ajuns în cetate și femeile spun, Naomi este aceasta, și ea spune, nu-mi ziceți Naomi, ziceți-mi Mara, pentru că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Starea asta mea nu este așa, că așa sunt eu, că acesta e temperamentul meu. Dumnezeu mi-a deformat caracterul, Dumnezeu mi-a umplut inima, Dumnezeu mi-a stricat pacea sufletului, Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Faptul că săracă nu-i vina noastră, e vina lui Dumnezeu. Dumnezeu e de vină de ceea ce ni s-a întâmplat, Dumnezeu este de vină de sărăcia în care am ajuns și spune, Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Într-o altă traducere, Domnul a depus mărturie împotriva mea și Domnul a adus peste mine nenorocirile. Judecata și nenorocirile sunt acțiunea lui Dumnezeu asupra mea. E plin sufletul de revoltă și de nemulțumire împotriva lui Dumnezeu. Cu mâinile goale și cu sufletul plin de amărăciune. Întrebare. Ce ai face cu asemenea persoană? Cum te-ai raportat la o asemenea persoană? Am întrebat aseară, dacă sunt în sală, soacrele și nurorile, și repet întrebarea. Soacrele, mâna sus, toate cele care sunteți binecuvântate de Domnul să fiți soacre, mâna sus, să vă binecuvinteze Domnul. Să nu fiți ca Naomi în etapa asta. Să nu fiți soacre amare. Să nu fiți soacre nemulțumite și pline de revoltă. Să nu scoateți pe gură lucruri de felul acesta. Pentru că zicala românească s-o fi inspirat de acolo, soacră, soacră, poamă acră. Să nu fiți așa. Vom vedea mai târziu că Naomi trăiește un proces de vindecare nemaipomenit. Care sunteți nurorile? Nurorile, mâna sus. Mâna sus, nurorile. Să vă binecuvinteze Domnul. Întrebare, dar vă rog să nu ridicați mâna. Care v-ați dori o soacră ca Naomi? Dintre nurori. Care ați dori să stai și să petreci timp cu o soacră ca Naomi? Vom vedea mâine seară. Vom vedea mâine seară frumusețea caracterului lui Rut. Și ce a însemnat femeia aceasta care s-a întors dintr-un popor păgân, s-a întors la Dumnezeu. Și Rut se uită la toate acestea și când Naomi spune, am plecat în belșug și acum mă întorc fără nimica,
Ce ai fi zis dacă erai Naomi lângă ea? Adică eu sunt nimica? Adică eu sunt nimeni? Adică n-am niciun preț, n-am nicio valoare? Dar ce face Dumnezeu? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și noră sa Rut, moabita, au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzului. Oare ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu când are o asemenea persoană care se întoarce acasă? Numărul 1. Dumnezeu o iubește cu o iubire desăvârșită. Amin? Ce scrie sus pe frontispiciu? Dumnezeu este dragoste și este o dragoste care poate să se mute munții, poate să se mute dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine niciodată. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine nu este determinată de stările prin care trece sufletul tău. Da, stările acestea te otrăvesc pe tine, otrăvesc pe alții, dar nu-L otrăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu o iubește pe Rut. Dumnezeu o ajută să ajungă acasă. Dumnezeu veghează ca din Moab să ajungă acasă, să nu se întâmple nenorocire pe drum, ajunge acasă. Veghează Dumnezeu. Și Dumnezeu o primește acasă. Dumnezeu o primește. Dumnezeu nu face ca la poarta cetății să fie niște oameni care spun, n-ai ce căuta aici. Așa cum arăți, așa cum ești, ți-ai bătut joc de noi, ți-ai bătut joc de Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu, de toate, n-ai ce căuta aici. Este o întâmplare interesantă. Într-una din cărțile scrise de Feuchtwanger, Vulpile în vie, poate că unii a citit, în romanul acesta, autorul dă următoarea întâmplare. Se spune că într-o noapte, în timp ce patriarhul Avram era undeva într-o zonă de deșert, și-a întins cortul și-a adunat toată familia și tot ce avea el în cort, s-a pornit o furtună de nisip cumplită. Furtuna de nisip este deosebit de periculoasă, pentru că ți intră nisipul în ochi, ți intră în gură, în nări, în urechi. Este cumplită furtuna de nisip dacă te prinde și ești neadăpostit. Și noaptea aceea, în timp de furtună de nisip, la ușa lui Avram, la cortul lui, a ajuns un străin. Și a strigat după îndurare, după ajutor să-l primească și să se poată adăposti. Avram s-a trezit, a deschis ușa cortului, în vremea aceea corturile erau ca și locuințe mult mai mari, cu mai multe încăperi. Avram a deschis ușa cortului, l-a primit înăuntru, văzându-l așa, i-a dat apă să se spele, să scoată nisipul din ochi, din nări, din gură. L-a așezat să mănânce și Avram a spus înainte de mâncare, și acum să ne închinăm adevăratului Dumnezeu care ne dă pâinea de toate zile, Dumnezeu care ne ocrotește, Dumnezeu care ne-a dat cortul acesta, Dumnezeu care a ajutat să ajungi cu bine aici și vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. Și străinul a spus, eu nu cred în Dumnezeu și eu nu mă închin lui Dumnezeu. Și Avram, spune Feuchtwanger în romanul lui, indignat, cum adică? Intri sub acoperișul cortului meu dat de Dumnezeu, mâncarea dată de Dumnezeu, apa dată de Dumnezeu și tu nu-L onorezi pe Dumnezeu, n-ai ce căuta în cortul meu și-L dă afară. Și omul pleacă afară. Avram închide ușa cortului, se duce la culcare și are un vis. Și în vis Dumnezeu spune, Avrame, eu de 80 de ani am răbdare cu omul acesta în fiecare zi. De 80 de ani mă port frumos cu el în fiecare zi și îl binecuvintez. Tu n-ai putut să rabzi o singură noapte? Și spune Feuchtwanger, Avram s-a trezit cercetat, s-a dus să caute străinul și restul, dacă o să citiți romanul, o să aflați. Dar ideea este următoarea. Ideea este următoarea. Dumnezeu este dragostea desăvârșită. De câți ani are răbdare cu mine și cu tine? De câți ani bunătatea lui Dumnezeu te înfășoară? Și Dumnezeu o primește pe Naomi și vine și în fața lui Naomi Dumnezeu așează binecuvântări nemaipomenite, numai că Naomi nu le vede. Mintea ei încă este blocată de amărăciune. Să ziceți, frate Paul, dar unde-s binecuvântările? Astfel au ajuns
din țara Moabului, Naomi și nora sa, Rut Moabita, și-au ajuns la Betleem la începutul secerișului orzului. Și o să zice, și ce-i grozav cu asta? Ce înseamnă începutul secerișului orzului? Două mari evenimente. E perioada sărbătorii Paștelor. În perioada în care începe secerișul, când îți primele roade, este sărbătoarea Paștelor. Este sărbătoarea în care tot poporul ales al lui Dumnezeu sărbătorește marea eliberare a lui Dumnezeu. Ieșirea din robia egipteană, mielul care a fost jertfit și Dumnezeu îi scoate la libertate, e Dumnezeul tuturor binecuvântărilor, slăvit să fie Dumnezeu. În vremea ce ajunge Naomi acasă. Celebrează Paștele Domnului. Celebrează îndurarea lui Dumnezeu, celebrează dragostea lui Dumnezeu. Și Naomi se trezește în țara ei, în una dintre cele mai glorioase sărbători. Ce înseamnă începutul seceratului orzului? Înseamnă că vine vremea pâinii. Înseamnă că după ani de foamete, de sărăcie, Dumnezeu a dat belșug și holdele sunt pline și holdele sunt îmbelșugate și Dumnezeu dă binecuvântare. Și înaintea lui Naomi este mielul pascal și snopul de orz cu primele roade. Dumnezeu spune, Naomi, bine ai venit acasă. Naomi, bine ai venit acasă. Te-ai întors din țara în care ai pierdut 10 ani de zile, din țara pribegiei tale, din țara în care ți-ai bătut de toate, ai venit acasă. Naomi, așez înaintea ta mielul și snopul de grâu. Și amândouă, și mielul și snopul arată spre cel care este nădejdea noastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și spune, bine ai venit acasă, Naomi. Dar să ziceți, numai atâta? Numai atâta? N-are Dumnezeu nimic altceva? Se spune despre o familie de misionari din Statele Unite care au plecat în Africa, misionari, pe câmpul de misiune, au stat acolo 20 de ani și au muncit din greu ca să ducă Evanghelia la băștinași. Acolo li s-au îmbolnăvit copiii și au murit pe câmpul de misiune și i-au îngropat. Și după 20 de ani, soțul și soția, afectați și slăbiți de boli și de munca anilor grei pe câmpul de misiune și de toate lipsurile de acolo, se întorc acasă spre America cu vaporul. Și când se apropie de țărmul Americii, în portul New York, constată că pe vapor e multă animație. Se fac pregătiri nemaipomenite, se spală puntea, se împodobește puntea, se fac pregătiri nemaipomenite, totul începe să se schimbe. Și misionarul și soția se întreabă, oare ce se însemne asta? Și când se apropie de port, tot portul este împodobit, este cu ghirlande, este cu pancarte, bun venit acasă. Și începe să cânte fanfara și este un spectacol și este o recepție nemaipomenită. Și misionarul spune, ai noștri au aflat că ne întoarcem acasă. Și după atâția ani au pregătit pentru noi surpriza aceasta, o sărbătoare nemaipomenită. Și se pregătește ei să iasă pe puntea vasului ca să se bucure de primirea pe care o au. Și când se apropie ca vasul să intre în port, vin gărzile și îi trimit pe toți în cabinele lor și misionarul află că pe același vapor pe care a călătorit el se întorcea de la vânătoare din Africa și președintele Americii. N-au știut că este cu ei pe vas, a fost secret, dar acum se apropie de port și este paradă militară ca să-l primească pe președinte că se întoarce acasă. Dezamăgit, întristat, apăsat, misionarul îi spune soției lui, câtă nedreptate, câtă nedreptate. Noi am stat 20 de ani pe câmpul de misiune pentru Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ne-am îngropat copiii acolo. Ne întoarcem acasă după 20 de ani și pe noi nu ne așteaptă nimeni. Și omul acesta s-a dus la vânătoare să se distreze și pe el așteaptă cu atâta pompă și atâta paradă. Soția se uită la el și spune, dragul meu,
Nu e așa. Noi încă n-am ajuns acasă. El a ajuns acasă. Noi avem o altă casă. Când vom ajunge acasă, acolo va fi parada de soție, pentru sosirea noastră. Întoarceți la Apocalipsa 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pierisele și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El însuși va fi Dumnezeul lor. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu este cea care o luminează și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor. Porțile ei nu se vor închide niciodată, nici ziua, nici noaptea, pentru că ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat și nimic spurcat nu va intra în ea. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și ca să intre pe porți în cetate. Naomi, la Betleem este doar poarta îngustă. La Betleem este doar poarta strâmtă. Naomi, ai început să vii acasă, ai intrat pe poarta strâmtă. Te vei duce pe calea aceasta, dar Naomi este o altă cetate. Este cetatea cerului. Naomi, Dumnezeu te-a întors acasă nu doar pentru lucrurile de pe pământ, ci pentru cele veșnice. Frați și surori, suntem pe calea aceasta și ne ducem spre poarta cerului, spre cetatea veșnică, a lui să fie slava. Și când vom intra pe porțile acelea în cetate, nu va mai fi nici lacrimă, nici amărăciune, pentru că în drumul acesta al nostru, Dumnezeu este Cel care ne vindecă sufletul. Deschide ochii lui Naomi și vom vedea în zilele următoare ce har are Dumnezeu pentru Naomi și ce înseamnă să te întorci acasă. Dar în seara aceasta, ești pe drumul Moabului, ești încă departe de Dumnezeu, ești încă unul care te duci și ai impresia că te descurci fără Dumnezeu. Toată adunarea aceasta spune: Doamne, deschide ochii să vadă. Ai hotărât să te întorci și ești frământat de gânduri negre, ești descurajat, ești în cumpănă și nu știi ce să hotărăști. Ne rugăm ca Dumnezeu să te ajute să vezi unde duce drumul acesta de întoarcere acasă. Ești în faza în care sufletul ți-e mâhnit și frânt. Noi spunem: o, Doamne, atinge-te de fiecare suflet. Și Fiul lui Dumnezeu, Cel care a venit în lumea noastră ca să deschidă calea aceasta care duce spre cer, Cel care este în linia genealogică a nașterii Domnului Iisus Hristos, este și Rut și este și familia lui Elimelec și Naomi. Sunt acolo în familia mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți facă parte, să fii în familia mare a lui Dumnezeu. Și ca să ne poată mântui, Fiul lui Dumnezeu a venit din cer, a luat păcatele tale și păcatele mele, pentru că plata păcatului este moartea. S-a dus la cruce, la Golgota, între cer și pământ, a plătit prețul mântuirii mele ca să deschidă calea spre cer. Și în ziua în care era pe cruce, un călător în lumea păcatului, un om rătăcit fără speranță, murea alături de Domnul Iisus. A văzut în el lucrarea lui Dumnezeu, s-a întors spre el și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Doamne, dă-mi și mie viitor și speranță. Și Hristos se uită la el și spune: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acesta este Dumnezeul dragostei. Acesta este Mântuitorul care se apropie de tine și te cheamă să vii acasă. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Așa cum stăm, plecăm capetele înaintea Domnului în rugăciune. Va fi o zi când vom cânta împreună în fața măririi la tronul ceresc. Uitam voi jalea ce în urmă privesc. Pe cap purtând coroana vieții îi cânta: de te-am iubit, Iisuse, te iubesc acum. Este Dumnezeul dragostei care te cheamă să te întorci la El cu dragoste. Doamne, mulțumim că ești o dragoste desăvârșită. Mulțumim că L-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru ca oricine crede în Tine și crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim, Doamne, că cine are pe Fiul are viața. Mulțumim că a venit Fiul Tău să caute, să mântuiască. Doamne, uită-te la toți cei care sunt călători spre țara făgăduinței.
Uită-te la cei care au rămas pe drumul Moabului. Uită-te la cei care sunt încă pe drum și n-au ajuns acasă. Doamne, întinde-ți mâna și ajută-i să ajungă acasă. Ne rugăm pentru cei care sunt aici în seara aceasta. Mulțumim că ai dat harul să vină până aici. Doamne, deschide ușa mântuirii în dreptul lor. Iartă păcatele, Doamne, și adu-i izvor de curățire. În sângele care a curs la calvar, iartă-le păcatele. Schimbă-le viața. Binecuvintează-i, Doamne. Scrie-le numele în cartea vieții. Lucrează, Doamne, ca să vadă gloria care ne așteaptă la capătul drumului. Și acum stăm înaintea lui Dumnezeu. Spune-i, Doamne, dacă Tu ești Dumnezeul care mă iubești, dacă de la Tine am viață, Tu îmi promiți viitor și speranță și cuvântul Tău este da și amin, dacă Tu ești Cel care în Hristos, Domnul, ai venit să mântuiești viața mea, ai venit să pregătești drumul spre cer, în seara aceasta să-i deschide inima mea și spun, Doamne Iisuse, primește-mă, iartă-mi păcatele și fă din mine copil al Tău. Lasă inima Ta să înalți o rugăciune și spune, Doamne, știu că am fost pe calea păcatului, mulțumesc că nu mi-ai luat viața. Mulțumesc că mi-ai dat harul să ajung într-o casă de rugăciune și să ascult cuvântul Tău și spune, Doamne, cercetează-mi inima. De la o parte orice piedică, frământările, îndoielile, zbaterile care sunt în inima mea. Doamne, înlătură-le și dăm lumina Evangheliei și dăm putere să trec de partea Ta. Așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciune și frașii și surori spuneți, Doamne, lasă harul să se reverse ca un râu binecuvântat peste adunare. Dragul meu, dacă inima ta atinsă de cuvântul lui Dumnezeu, atinsă de făgăduința lui Dumnezeu, atinsă de binecuvântările lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, este gata să spună, Doamne Iisuse, și eu mă întorc la Tine, și eu îmi deschid inima și Te rog, iartă-mă și mântuiește-mă. La rugăciunea tăcută din inima ta, mai este important să depui o mărturie în afară, o mărturie să o exprimi și în afară ca să o pot vedea. Și mărturia aceasta o poți face printr-o mână ridicată. Când ridici mâna și spui, da, și inima mea s-a rugat spre Dumnezeu și inima mea a strigat spre El pentru iertare, depui mărturia că decizia inimii tale se îndreaptă spre Dumnezeu și aștepți binecuvântarea Lui. Dacă la balcon este cineva, oriunde ești, în oricare tronson, gata să spui, Doamne, adu-ți aminte și de mine, primește-mă și pe mine, dă-mi putere să mă întorc acasă. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. La balcon, oriunde este cineva, ține mâna sus ca să o pot vedea. Balconul este mare, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Da, v-am văzut, lăsați mâine jos, acolo v-am văzut, dacă sunt alții, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Va veni o zi în care vom încheia călătoria pe pământ. În ziua aceea vom intra pe porțile glorioase în cetate. Vei fi acolo în ziua aceea. Astăzi Domnul îți spune, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima, astăzi întoarce-te acasă, la balcon dacă mai este cineva. Oriunde îi spune, Doamne Iisuse, eu luptă în inima mea, dă-mi putere, dă-mi îndrăzneală să mă întorc la Tine. Dacă mai este ceva la balcon, mâna sus ca să o pot vedea, ține o clipă. Și spune, Doamne, aici este mâna mea, aici este inima mea, să vă binecuvânteze Domnul. Da, v-am văzut și acolo, să vă binecuvânteze Domnul. Josul balcon, aici în sală. Domnul știe scaunul pe care stai. Dacă inima ta e atinsă de Duhul lui Dumnezeu și ești gata să spui, Doamne, și eu mă întorc la Tine și eu deschid inima și Te rog să mă ierți. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea. Oriunde ești, ține mâna sus, să vă binecuvânteze Domnul. Dar am văzut să vă binecuvânteze Domnul. Dacă mai este cineva jos în sală, dacă mai este cineva, să vă binecuvânteze Dumnezeu. Jos în sală, la balcon, dar și la cor. Dacă la cor mai este cineva care e gata să spună, Doamne, sunt în anii frumoși ai tinereții, m-ai chemat să cânt în cor, vreau să trec de partea Ta să fiu al Tău toată veșnicia. Adică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu, dragi tineri. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Poate că te uiți online, ești acasă sau ești cu prieteni. Te uiți și te întrebi, Doamne, cu mine ce se întâmplă? Dumnezeu te iubește, Dumnezeu vrea să-ți vindece sufletul, Dumnezeu are viitor și speranță. În Hristos Domnul, Dumnezeu vrea să-ți ierte păcatele, vrea să scrie numele Tău în cartea vieții. Spune-i, Doamne, primește-mă și pe mine. Dar, pentru că în ziua aceea când vom intra, va cânta corul de îngeri și la rugăciune s-a spus, e mare bucurie în cer înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se întoarce la pocăință. Cântă îngerii, dar cântăm și noi. Corul bărbătesc va cânta, lasă cântarea, lasă mesajul să-ți atingă inima, să străpungă inima. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să-ți răscolească adâncul inimii tale. Ascultă mesajul corului bărbătesc și spune, Doamne, e harul Tău. Aprinde lumina aceea care să-mi îndrepte inima spre Tine. Aprinde, Doamne, nădejdea. Aprinde, Doamne, dragostea. Dă-mi putere să trec de partea Ta să intru pe poarta îngustă, pe poarta strâmtă și să mă duc pe calea îngustă pe urmele Tale.